noul locatar din Palatul de Gândire este discret, elegant și subtil. Noul locatar știe să se comporte în acest palat de gândire din capul tău. Noul locatar știe să conducă hipnoetica și să lase o impresie bună pe unde trece, prin capul tău, prin Charlie's, printre oameni și peste tot pe unde tu mergi. Noul locatar știe să facă din această lume bună una și mai bună.
Vă spun că suntem la cea de-a doua ediție a proiectului Ursu și Amuz, un proiect care ține cont de ceea ce ne-a oferit autorul de avantgardă Urmuz. Pe mese fiecare dintre voi aveți câte o operă literară, dacă vă uitați pe spate, Pâlnea și Stamate, Ismael și Turnavii, Tu plecarea în străinătate. Omul ăsta a scris 50 de pagini, toată opera lui, și a reușit să influențeze tot ce înseamnă avantgarda, nu doar românească, ci avantgarda la nivel universal. Proiectul are așa, în meniu, trei rubrici. Ciorne răzlețe, unde o să avem un invitat care vine din orice domeniu îl considerăm noi a fi interesant și care are să ne spună ceva, fie că e din științe umane, fie că e din medicină, fie că este din, nu știu, fotografie, artă, orice. Astăzi o să fiu eu acel cineva și o să vă spun povestea noului locatar. A doua rubrică este Comedia limbajului, unde vom pune accent pe tot ceea ce înseamnă artă. Astăzi îl avem ca invitat pe artistul fotograf Vlad Braga, aici lângă mine. O să aibă în meniu ceea ce el numește iar Maroc, așa că dacă sunteți pasionați de fotografie, cred că e foarte bine că ați venit, pentru că nu o să-l găsiți prea rar atât de des undeva, cum e Charlie, sau trebuie să umblați după el. Și a treia rubrică se numește Armonie și contrapunct. Aici avem de-a face cu muzicienii și avem două momente: Mișcarea Boema a lui Sergiu Corbu Boldor și Doinit, Ada Morar, o tânără care, din perspectiva mea, intră în ceea ce numesc avantgardă pentru că a avut curajul să se ducă la rădăcina muzicii. Abia aștept să ascultăm. Dar venind înspre voi, am întâlnit un personaj care vrea să se mute în chirie. A reușit să se mute în chirie, a găsit o cameră, a intrat în cameră, doar că acea cameră era goală, absolut nimic. S-a uitat în stânga, în dreapta, nu era nimic acolo, dar undeva în mijlocul camerei, în fundul camerei, unde nu era nici ușă, era o fereastră deschisă. Și pe acea fereastră a intrat un personaj foarte interesant. Nu am timp de mers prin baruri, nu am vreme de băut. M-a înzestrat Domnul cu harul de asta căzut pe gând. Am gândit atât de mult că am spart bariera timp și spațiu. I-am lăsat fără cuvinte și pe Einstein și pe rațiu. Și o să zic acum și ție, adevăr fără povești, înainte să gândești, mai bine trebuie să vorbești. Eu de mic copil îți jur, mă jucam cu păpușele. Chiar dacă eram mai dur, nu-mi plăceau mașinilele. Mie îmi place să adun lucruri, să le ordonez frumos. Am tot felul de colecții, dar unii zic că-i deprisos. În zadar ei râd de mine, asta îmi place, asta fac. Și o să te invit pe tine să-ți vezi, domnule, de treaba ta și să te bucuri de viață. Lasă-mă pe mine în pace. Cum îmi mai trec prin minte sumedenie de clipe petrecute sub un soare care oare pare el să fie mult mai mare decât dragostea mea pentru tine. Sau e tot o iluzie? Tot la fel cum pe hârtie și comunismul? Mami meu îmi tot promite că o să-mi ia o surioară. Eu nu vreau să cred că minte, fiindcă știu că mami e perfectă ca un cerc. Îi amintesc în fiecare miercuri, dar ea plânge și suspină. Sper ca tati să se întoarcă. Acum e în delegație, dar mami zice că e în ceruri.
tic-tac. Tic-tac. Timpul e irelevant. Tic-tac. Tic-tac. E doar un concept inventat. Tic, trecut sau viitor. Tac, ca să devin nemuritor. Comedia limbajului, povești care s-au întâmplat, dar nu sunt reale, sau povești care sunt reale, dar nu s-au întâmplat. Mulțumesc frumos! Cât voi trăi.
strigând în noapte. Vreau să vii în viața mea și dorul tău să-l port doar eu, iar altcuiva cu o compoziție proprie. Se numește Lelei. Atunci când pleci, cui mă lași?